FC Botoșan se va duela la începutul săptămânii viitoare cu una dintre pretendentele la titlu din acest sezon, respectiv cu CS Universitatea Craiova. Trupa lui Laurențiu Reghecan va veni cel mai probabil pe Municipal pentru a face tot ceea ce poate pentru a da uitării înfrângerea suferită în ultimul minut din meciul contra vicecampioanei FCSB. Cu toate acestea, Valeriu Iftime este încrezător și nu o consideră pe Craiova o echipă de neînvins. Bună, care vrea titlu. Noi am văzut că putem bate echipele bune, nu ne-a bătut FCSB-ul prin fotbal numai decât, sau ne-a bătut prin fotbal, dar un fotbal în care noi n-am fost azi la final, am câștigat cu CFR Cluj, nu e un sfârșit de nu e o echipă care, la care să te predai, să spunem. E o echipă bună pe care dacă o tratăm în modul cel mai serios, putem face un rezultat bun. Valeriu Iftime nu concepe niciun alt rezultat decât unul de 3 puncte. Și vreau să câștigăm, e clar, nu cred că mergem la egal sau ce. Înainte de acest duel, FC Botoșani ocupă locul 6 în clasamentul primului eșalon al României, pe când CS Universitatea Craiova este pe poziția a 4-a, la egalitate de puncte cu moldovenii, dar cu un golaveraj superior.